Hei, bună dimineața! Jane and Tarzan. We are in Azuga. Say hello. Hello. Suntem în orașul Azuga. O sâmbătă mohorâtă de octombrie. 10 octombrie 2020. O să vă zic câteva cuvinte despre Azuga. Azuga este atestată documentar din 1830, iar primii localnici au fost, wow, ce prune faine aici, wow, prosperitate. Primii localnici au fost păstori. Azuga făcea parte dintr-o comunitate de 4 localități. Predeal, Bușten, Poiana Țapului și, bineînțeles, Azuga, toate reunite sub un singur nume, Predeal se numea. Azuga a mai purtat denumirea de Între Prahove, pentru că era un han pe la 1780, care se numea Între Prahove sau Hanul Căciulă. Din punctul meu de vedere, Azuga este într-un declin industrial înfiorător. Deși a avut foarte multe întreprinderi, fabrici, cum ar fi fabrica de salam, fabrica de cașcaval, fabrica de ciment, fabrica de var și, bineînțeles, cerebea fabrică de bere. Acum noi traversăm Azuga, de la gara am pornit, către pârtia Sorica. Vrem să luăm telegondola. Ironia sorții este că, deși fabrica de bere Azuga era celebră în zonă, acum berea nu se mai produce la Azuga, ci se produce ghiciunde în Germania. Și de ce ironia sorții? Pentru că investitorul de atunci, din 1880, care a construit fabrica și care se numea Gründ, era german. Iar acum berea se produce, berea Azuga se produce în Germania și de dublu mai scumpă decât ar fi fost în România dacă s-ar fi produs. Așteptăm să urcăm în telegondolă. Cam Stella. Go. Ne-am urcat în telegondolă. O să vă spun câteva cuvinte despre telegondolă. Este o investiție realizată în anul 2007, de pe vremea unei ministrese a turismului, dar nu vreau să-i dau numele. Wow. Stella vine pentru prima dată aici cu telegondola, de asta am și vrut să o aduc.
How do you feel this? I'm afraid. Afraid? Why? It's safe. I don't know. It's safe. I know. It's established. Yeah. Telegondola are, de fapt, lungimea acestui cablu are 1895 de metri, pornește de la 1000 de metri din Azuga și ajunge la Munții Baiului, pe Sorica, la 1545 de metri. Are 1200 de călători pe oră și costă 25 de lei de persoană pentru adult, iar pentru copil costă 15 lei un bilet. Avem noroc că e deschis, că vremea e cam închisă astăzi, cam burnițează deocamdată, sper să nu ne plouă. Au anunțat că nu o să plouă, dar acum văd că am burnițează. Am ajuns la capătul telegondolei, capătul de sus, pe Sorica, la 1545 de metri. Și acolo scrie Papa Bun, dar noi avem Papa Bun din Raniță. Cred că o să luăm o cafea. Stella, do you want a coffee? Ah, it's closed. It's closed. Am pornit pe creasta baiului, pe sub caza cu urechea, și marcajul este cruce roșie, dar nu se vede absolut nimic. Noroc că am mai fost pe aici de zeci de ori. No, no, not there. What, a lake? Ah, I know. It's a temporary lake. Yeah. Și băltoaca asta. Stella are obiceiul ăsta de a o lua înainte. E o ceață, abia se vede la cam la 20 de metri. Deocamdată o las așa. Dar o să urmez o juncțiune în Șaua Cazacu și acolo trebuie să o prind din urmă, să nu o ia aiurea.
Am ajuns la o juncțiune importantă de drumuri. Suntem în șaua Cazacu, Munții Bailui, aproximativ 1692 de metri. Până aici cred că am făcut o oră. Acum, la stânga, pe cruce roșie, acea culme se numește Petru Orjogoia și ajunge în Trăisteni, culmea aceea unde se revarsă norii către vale. Așa. Iar noi vom continua pe creasta principală, unde se vede stela și marcajul indicator, către Băiuțu și Baiul Mare. Iar de acolo vom încerca de sub Baiul Mare să facem un nemarcat, care se numește Muchia Șteiasa. Nu l-am făcut niciodată, vom proceda la folosirea busolei și a hărții, luând azimutul. În cel mai rău caz... Vrei suc? Suc? Vrei. Vreau suc, da. Mulțumesc mult! Cel mai fericit om din lume spunea, când voalul lăptos al ceții se va da la o parte, vom vedea pacea munților. Numai pace nu e acolo, în Munții Buceci. Cred că e un frig acum și văd că zăpadă nu e, dar deja se apropie iarna cu pași repezi. Frumos cu marea asta de nori. Suntem sub vârful Băiuțul, 1817 metri, dar din păcate stâlpul de marcaj este jos, după cum vedeți. Acela este Băiuțul, noi suntem în șaua Băiuțului. Da, Stella, ăsta, culmea Zamora, coboară către Bușteni. Hai să o arătăm aici la cameră, uite, Bucegii din Bușteni și Stella, Stella din Cavala. Uite, look, this is a path, touristic path, to Bușteni, that go to Bușteni. Yeah. Șaua Băiuțu, am mai făcut exact 10 minute până aici la acest indicator, care ne arată că putem merge pe vârful Baiul Mare, pe creastă. După cum observați, bandă roșie este marcajul turistic. Spune că e interzis iarna, dar unii dintre noi suntem mai bine pregătiți și echipați și putem parcurge și iarna această creastă. Eu personal începătorilor nu recomand iarna să facă această creastă. Și acum ne vom îndrepta spre Baiul Mare, după care vom coborî, cum am spus, pe culmea Șteiasa.
suntem în șaua Bairului la 1769 de metri și am decis să continuăm pe acest picior de munte, ăsta din stânga, care se numește Șteiasa Mică și care se unește jos de tot cu Valea Prislopului și vom coborî în Teșila, cred, sau între Teșila și Trăisteni. Sus, în dreapta, se află Baiul Mare, 1895 de metri, dar noi nu-l vom urca. Acela din dreapta este vârful Drăgan, 1772, care face parte din creasta Bailului. Iar noi vom coborî, asta e Valea Drăganului și Stâna Drăganului, iar noi vom coborî pe această muchie superbă, care se numește muchia sau culmea Șteiasa Mică și va ieși, adică nu că va ieși, va... ne va conduce către Trăisteni. Which the other? Nu, there are sheep folds. Yeah.
Sfârșit, am intrat în Teșila, un sat de munte foarte pitoresc. Și acum vom căuta cașcaveaua. Ne-a spus o doamnă că să luăm de la doamna Corcodel cașcaveaua vestită. Să o găsim pe doamna Corcodel acum. Ce șură faină, veche. S-a lăsat cam frig. E 4. Ehe, nu mai e vară. Bună ziua! Bună ziua! I think... after the nut. After the nut tree, look. Maybe here? Yeah. Suntem pe drumul principal în Teșila. Mi-aduc aminte că am strâns odată gunoaiele de aici, din Teșila, într-o acțiune de voluntariat. În stația de bus se termină călătoria noastră din 10 octombrie 2020. Ea este Stella, iar eu sunt Cip. Ciao.